Domnul să fie slăvit! Fraților, surorilor și iubiți prieteni, suntem aici în fața cuvântului Domnului. Este un cuvânt adânc pe care mulți de-a lungul timpului s-au străduit să-l pătrundă, dar așa cum cel care ne-a chemat la mântuire este nepătruns, Așa și scriptura este de multe ori nepătrunsă. Observați că în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1 cu versetul 1, ni se vorbește despre acel ceva, acel început de dinainte, de orice început. Geneza, capitolul 1 cu 1, vorbește despre un început. Dar acest început din Geneza, capitolul 1 cu 1, îl găsim aici, în Evanghelia după Ioan 1 cu 3. Observați ce spune aici: toate lucrurile au fost făcute prin el. Aici este Geneza, capitolul 1 în jos. Ori Ioan, omul acesta lui Dumnezeu, cel care a stat cu capul pe pieptul Domnului Isus, pătrunde mai mult decât poate să pătrundă moise. În Geneza în capitolul 1 și ne vorbește despre ceea ce era la începutul începuturilor. Raților și surori sunt teme foarte importante pe care trebuie să le cunoaștem. Sunt atribute divine care sunt exprimate aici în capitolul acesta deosebit. Îl vedem, de exemplu, pe Dumnezeul preexistent, în versetul 1, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, apoi îl vedem pe Dumnezeul creator. De la versetul 2 și 3 spuneam, el era la început, spune în versetul 2, cu Dumnezeu, și acesta este alt început, este începutul celor create, nu al celui nepătruns, și necreat. Și apoi putem merge mai departe și să vedem versetul 4 pe Dumnezeul Susținător. În el era viața și viața era lumina oamenilor. El susține viața, în el este toată viața aceasta. Și apoi de la versetul 5 în jos îl găsim pe Dumnezeul Mântuitor. Și bineînțeles, se vorbește despre Ioan care îl preceda pe Domnul Hristos. Versetul 14 este un verset deosebit și ne-l arată pe Dumnezeul revelator, cel care dă vălul la o parte și îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este în persoana lui Hristos. Ori aici, fraților și surori, din punctul de vedere al efectului, ceea ce vedem, rezultatul revelației lui Dumnezeu, a, a, a acționării Dumnezeului revelator, Pot să existe două variante. Variantă pozitivă și variantă negativă, bineînțeles, din punctul nostru de vedere, nu din punctul lui Dumnezeu de vedere. Dumnezeu se revelează, fraților și surori, vin mai aproape de ceva practic, se revelează Dumnezeu prin minuni, prin minuni. Și aceasta este pentru noi ceva pozitiv. Ne bucurăm foarte, foarte mult când Dumnezeu face minuni. Dar Dumnezeu se revelează și prin absența minunilor. În capitolul 12 din Evanghelia după Ioan, și uite, aceeași Evanghelie, aceeași Evanghelie, versetul 28, zice că Domnul Hristos a tulburat foarte mult și a început să se roage și a ascultat rugăciunea Lui. Tată, proslăvește numele Tău! Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Adică, l-am proslăvit în viața lui, în viața lui Hristos, prin minuni și îl voi mai proslăvi prin moartea lui. Nimănui nu-i place să moară, nimănui. Dar uite că Dumnezeu poate să lucreze și să facă minuni și în sens negativ. Ba avem chiar la finalul acestei evanghelii frumoase, întâlnirea aceea dintre Ioan, apostolul Ioan, Petru și Hristos. Și Ioan surprinde imaginea aceea de la Tiberiada în care Domnul Hristos îi spune lui Petru prin ce moarte avea să proslăvească pe Dumnezeu. Observați? Deci putem să-L proslăvim pe Dumnezeu și în sens negativ, prin moarte, prin boală, prin suferință. Ba încă acest capitol minunat din Evrei, capitolul 13, capitolul 11, ne vorbește despre oameni care prin credință au făcut cu tare, cu tare lucruri extraordinare, au închis gurile leilor, au trecut prin foc și așa mai departe, au construit arca și au ajuns moștenitori ai făgăduințelor lui Dumnezeu, dar tot acolo spune despre alții care, prin credință, au fost tăiați în două cu ferăstrăul. Uite, prin credință poți să mergi și să-l proslăvești pe Dumnezeu printr-o moarte, bineînțeles, extraordinară, moarte de martir. Eu vreau să mă opresc în seara aceasta, fraților și surori. În această multitudine de atribute pe care Dumnezeu le are, la acest atribut minunat al Revelației, Dumnezeul Revelator. În textul nostru îl avem pe Hristos ca Revelație a Tatălui, ca oglindă a Tatălui, versetul 14 îl recitesc, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui. O slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl, slăvit să fie Domnul. Acum, fraților și sorori, versetul 18 completează această temă. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurul lui fiu care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Acum, fraților și surori, acest verset 18, dacă îl privim din punct de vedere istoric, îl putem înțelege. Dacă nu, nu îl înțelegem. Pentru că, gândiți-vă, Ioan își scrie Evanghelia după ce Domnul Hristos era deja înălțat la dreapta Tatălui. Și atunci are logică, are sens versetul 18 care spune Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, adică dintre oameni, singurul lui fiu tot dintre oameni, pentru că el deja a fost om, care este. Adică, acum când eu, Ioan, îmi scriu Evanghelia, el este în sânul Tatălui. A pornit din sânul Tatălui și s-a întors în sânul Tatălui. Și acum când eu, Ioan, îmi scriu Evanghelia, el este în sânul Tatălui. Și acela l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Deci observați că Dumnezeul Revelator care se coboară în lume, Domnul Hristos, că acela este Dumnezeul Revelator, mai întâi se coboară ca să ni-l arate pe Tatăl. Omul a căzut de la fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se întâlnea în răcoarea zilei cu Adam și vorbeau, comunicau, aveau comuniune. Într-o zi Adam cade de la fața lui Dumnezeu și nu mai poate să intre în legătură cu Dumnezeu. Și atunci, de-a lungul viacurilor, Dorul din inima oamenilor era acesta. Am vrea să-L vedem pe Dumnezeu, am vrea să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu a zis: Nu-i nimic. Dacă legătura dintre noi este ruptă, o să vin eu din cer pe pământ ca să, vă, să mă cunoașteți și, cunoscându-l pe Isus, o să-l cunoaștem și pe Tatăl din Cer este exact tema pe care au abordat-o niște misionari, poate că ați citit cartea Copilul Păcii, o carte frumoasă, niște misionari care au mers undeva la niște sălbatici, în niște păduri îndepărtate și sălbaticii ăștia, ca să aibă pace între ei, aveau un copil. Și copilul ăsta se numea Copilul Păcii. Tribul de aici dă tribului celuilalt un copil, îl smulge de la pieptul mamei și îl dăruiește. Ăsta e Copilul Păcii. Tribul celălalt dăruiește primului trib, copilul lor și copilul păcii. Așa se numește, copilul păcii. Și în momentul când cele două triburi sacrifică pe cei doi copii, pornește războiul, nu mai este pace. Dar ca să fie în relații bune, în legături bune, ei trebuie să îngrijească pe copilul păcii, să-l aibă între ei. Și au fost cazuri când cele două triburi au sacrificat, au dezgropat securia războiului și a început războiul. Și misionarii când au mers acolo le-au spus, uite este exact istoria lumii noastre, tribul de sus care îl are conducător pe Dumnezeu și pe care nimeni nu-l poate vedea. A avut un copil, copilul păcii, tribul de aici care se numește neamul omenesc, n-au avut copil al păcii. Ar fi vrut ei să trimită pe cineva, un reprezentant acolo în cer, dar nu poate nimeni să facă lucrul ăsta. Și atunci Dumnezeu din cer l-a trimis pe fiul lui ca și un copil al păcii pe pământ. Oamenii l-au răstignit, l-au lovit, l-au omorât, dar el a înviat și este la dreapta Tatălui. Și atunci avem un copil al păcii și pe pământ din partea lui Dumnezeu și este Hristos, Domnul care locuiește în biserică prin Duhul Sfânt, și avem un copil al păcii la dreapta Tatălui care este Domnul Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Și uite că îl avem pe Dumnezeu ca revelație a Tatălui. Bancă în Cartea Evrei, fraților și surori, și nu citesc, doar citez, în capitolul 1 se spune despre Domnul Hristos că este întipărirea, întipărirea ființei Tatălui. El a venit ca să ne arate, în original este caracter, este un cuvânt unic în toată Biblia. Când a venit Domnul Hristos pe pământ, El era caracterul Tatălui, era întipărirea Tatălui. Și aici versetul 18 din Ioan, capitolul 1, spune Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și acest cuvânt cunoscut, exegesis, de acolo avem noi exegeză, cercetare biblică, pătrundere biblică. El a venit ca să ne-l tălmăcească pe tatăl, ca să ne-l explice pe tatăl. De aceea, în momentul când el s-a întâlnit cu Filip și cu ucenicii, le-a spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Uite, Domnul Hristos a venit ca să ne-l reveleze pe tatăl. Este primul lucru foarte important pentru noi. Al doilea lucru, el a venit ca să ne reveleze lucrurile din cer, slava lucrurilor din cer. Dumnezeu a venit și a vorbit lui Moise și i-a spus să faci totul după modelul pe care ți l-am dat pe munte. Și Moise a făcut cortul, și l-a avut pe Bețaleel și pe ceilalți care erau specialiști și au venit și au executat exact cum le-a spus Moise, măsuri și tot, tot și culori și materiale și tot ce trebuia și au trebuit la urmă Moise să vină și să spună, hai să verific exact cum am văzut pe multe în chipul după care l-am văzut pe munte, îi deosebit de bine, hai să facem sărbătoarea, să sfințim cortul. Ori aici în versetul 14 la care mă refer în chip, Special, deosebit, când spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, acest cuvânt s-a făcut trup era folosit de oamenii din timpul Domnului Isus pentru cei care fabricau corturi. Când făceai un cort, spuneai exact așa, am făcut un trup, dar ziceau cort îi ziceau cort. Cuvântul acela este folosit de Ioan aici. Și zice, cuvântul s-a făcut cort. Sau mai aproape de textul nostru, a cortuluit, dacă există un astfel de verb. Adică s-a coborât între noi și s-a transformat în ceva. A luat un trup omenesc, un cort, cum zice Apostolul Pavel, în care gemem. El a luat un cort exact ca și a nostru și a suferit în acest cort pentru noi ca să ne mântuiască. Uite, a venit în al doilea rând Dumnezeul Revelator ca să ne arate slava lucrurilor de sus. Dacă sus există un cort, dacă undeva l-a văzut Moise și după acel model a a construit tabernacolul, cortul din Vechiul Testament, uite că un model al cortului din ceruri a venit între noi, a locuit între noi și nu era plin de, de, de tot felul de ritualuri cum era cortul vechi, cortul întâlnirii, și era plin de har și de adevăr, slăvit să fie Domnul. Și apoi al treilea lucru din acest caracter al Dumnezeului revelator, pe lângă că ne arată pe Tatăl, pe lângă că ne arată slava lucrurilor de sus, ne arată propria lui slavă, slava Fiului, ca să ne dăm seama că El este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia asta după Ioan a fost scrisă în mod special ca să combată, alături de alte secte ale gnosticilor, pe cei care erau ucenicii lui Ioan Botezătorul și lor trebuia să le demonstreze Ioan prin Duhul Sfânt că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este Dumnezeu la adevărat. Și nu Ioan Botezătorul era Fiul, Mesia, cel promis de Dumnezeu. Că erau printre ucenicii lui Ioan oameni care susțineau că Ioan Botezătorul a fost Mesia trimisului lui Dumnezeu. Și atunci a trebuit să vină Ioan aici în Evanghelie și să spună a venit un om trimis de Dumnezeu Dumnezeu, numele lui era Ioan, el a venit ca martor, nu el era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Și Ioan putea să cânte dacă exista atunci a compozitorul nostru din vremea noastră, cred că fratele Emil Bulgar, care a compus cântarea, sunt un bulgăraș prea mic, sau poate fratele Dorz, nu știu exact. Dacă în lume mai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi cum? Mai bine, așa a venit Ioan să vorbească despre Hristos și deja este o a treia șuviță a Dumnezeului Revelator, a caracterului Dumnezeului Revelator. Și spuneam, Dumnezeu, Hristos, s-a revelat în două moduri, unul mai glorios ca celălalt. Prin minuni, că deja în capitolul 2 e prima minune. Și în versetul 11, după nunta din Cana, pe care o știți, ați auzit această întâmplare, ați citit-o. Spune așa versetul 11 din Ioan 2. Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Deci observați, Domnul și-a arătat slava sa acolo, la nunta din Cana. Și apoi mai sunt încă șase minuni în totalitate sunt șapte minuni în Evanghelia după Ioan până la crucificarea lui Hristos. Șapte minuni. A opta e învierea dintre morți, a noua este cea de la Marea Tiberiadei. Dar până la crucificarea lui Hristos sunt șapte minuni deosebite prin care Domnul Hristos demonstrează că El este într-adevăr Dumnezeu. Își demonstrează dumnezeirea, îl revelează pe Tatăl și uh, face legătură, Fraților și surori, cele șapte minuni, foarte important, Hristos face în cadrul lor legătură cu cei șapte de eu sunt. În Evanghelia după Ioan, Hristos, Domnul a rostit șapte de eu sunt. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea adevărul și viața, eu sunt adevărata viță. Sunt șapte de eu sunt acești șapte de eu sunt, putem să-i punem, să-i plasăm în contextul exodului, capitolul 3, rugul în flăcări, unde Dumnezeu îi se arată, îi se revelează lui Moise și spune, eu sunt cel ce sunt. Și aici vine Hristos și spune, șapte de eu sunt, în legătură cu acea identitate pe care și-a asumat-o Dumnezeu în Vechiul Testament, și acești șapte de eu sunt, sunt legați foarte interesant cu cele șapte minuni pe care Hristos le-a înfăptuit înainte de, cruci de crucificarea Sa. Doar vreau să le punctez. Nu citesc, doar le punctez. Pentru ca să ne dăm seama că alături de revelarea Tatălui și a caracterului Tatălui, alături de revelarea lucrurilor din cer, cortul care a coborât pe pământ și în simbolistica acelui cort din Vechiul Testament, putem să găsim în viața Domnului amănunte extraordinare, alături de aceste lucruri, pe Hristos îl vedem ca revelația Dumnezeului care era. Era Dumnezeu om, era om Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin așa în scriptură, fugitiv, și anume, prima minune pe care Domnul Hristos a înfăptuit-o, spuneam, este la nunta din Cana, unde a transformat apa în vin. Ori aici putem foarte clar să legăm această zicere a Domnului Hristos din Ioan capitolul 10, din Ioan capitolul 15, scuzați-mă, în care Domnul spune, eu sunt adevărata viță, viță. Gândiți-vă ce minune a făcut Domnul la nunta din Cana. A explicitat un circuit natural pe care îl executa Dumnezeu și îl execută mereu și astăzi în natură. Vița de vie are locșorul ei acolo, în, loc, în via ei acolo. Intră mineralele prin rădăcină, se răspândesc peste tot, vine primăvara, începe soarele, înflorește via. La un moment dat apar roadele, struguri, încep să se coacă, omul îi ia, îi stoarce și obține rodul viței. Ori Hristos Domnul, ca să demonstreze că El este adevărata viță, că El este Dumnezeul care poate să susțină, să țină toate lucrurile în mâini, că El a creat toate lucrurile, El explicitează acest proces care durează în lumea noastră două, trei luni. Și a zis: Eu rezolv această problemă foarte simplu, eu sunt adevărat viță, Mie nu-mi trebuie timp, eu locuiesc oricum în afara timpului ca Dumnezeu. Și atunci iau acest proces și îl explicitez. Nu mai trebuie să vină soarele, să coacă acolo, nimic, nimic, nimic. Eu rezolv totul și din apă, apa care o torn la rădăcina viței de vie, eu pot să transform și să fac să apară vin. Și asta a făcut-o Domnul acolo. Spunea cineva, foarte interesant, zice, Dumnezeu face astăzi minuni mai mari decât transformarea apei în vin. Pentru că vedeți, Dumnezeu noi mâncăm, de exemplu, bebelușul bea lapte și se transformă în carne. Uite o a lui Dumnezeu. Așezat-o Domnul în noi. Noi mâncăm pâine și se transformă în celule. Avem crește carnea pe noi, nu? Ne dezvoltăm. Dumnezeu are putere să facă așa ceva. Are putere că este Dumnezeu. Și Domnul Hristos vine să demonstreze asta. Eu sunt adevărata viță. Bineînțeles, în sens spiritual știm cu toții ce înseamnă, dar uite că și în sens fizic Dumnezeu poate să vină și să facă așa ceva. A doua, vindecarea fiului slujbașului. Este în capitolul 4 din Evanghelia după Ioan. Un slujbaș vine și prin cineva vine înaintea Domnului și Doamne, te rog, fă cumva, hai la noi, rezolvă-ne problema. Și Domnul rostește cuvântul vindecării de la distanță. Aici îl descoperă pe Dumnezeu ca fiind Eu sunt ușa, ușa. Un cuvânt și atât, dute, fiul tău trăiește, s-a rezolvat problema. Și exact la ora aceea, în momentul acela, fiul lui s-a vindecat, pentru că Dumnezeu, cel care zice Eu sunt ușa, el spune și ce spune se împlinește chiar la distanță, fraților și surori. Și am trăit-o pe pielea mea când eram copil și mămica era bolnavă acasă. Și ne rugam la biserică și a fost un cuvânt dat prin prorocie și s-a spus Cine crede aici, la distanță, lucrez, a zis Domnul. Și am crezut cu toții și când am ajuns acasă, mămica era vindecată. Pentru că a vindecat-o Dumnezeu exact în minutul acela. Slăvit să fie Domnul. Îl vedem pe Domnul Hristos mai jos, la vindecarea ologului în capitolul 15. și Șologul ăsta stătea la poarta frumoasă 38 de ani, ca și cei 38 de ani ai pelerinajului poporului evreu prin pustie. Era aici un etalon prin care Dumnezeu le vorbea în mod indirect celor din vremea lui. Uite, ca și el ați fost și voi. De 38 de ani ați peregrinat, ați peregrinat prin pustie și nu v-ați apropiat de Dumnezeu. Dar eu, zice Domnul Hristos, eu sunt păstorul cel bun. Este aici poarta oilor. A venit păstorul la oaie dacă oaia s-a rătăcit. E un olog, ca ologul acesta e toată națiunea lui Israel. Eu pot să vin și să-i spun, vrei să te faci sănătos? Doamne, dar n-am pe nimeni, nu asta te-am întrebat. Eu sunt cel care ofer unui om în fața lui o cale, ca păstor, eu sunt păstorul cel bun, vrei să te faci sănătos. Doamne, aș vrea, dar nu este cine să mă bage în scălătoare. Și numele lui Isus, omul acesta, este vindecat pe loc, slăviță să fie Domnul. Și merge mai departe. Și apare în mulțirea pâinilor în capitolul 6. Și aici vine cel care spune: Eu sunt pâinea vieții. Și vine Domnul Hristos și gândiți-vă, fraților și surori, ce minune mare face. Aproape 5.000 spune acolo că erau. Aproape 5.000 și din 5 pâini și 2 pești, Domnul Hristos face o minune extraordinară. Din doi pești să faci tu 5.000 de pești, că doar copilul nu a avut pești de un kilogram, de două kg în trestuca lui. O peștișori. Chiar și în, în Evanghelie spune de peștișori. Gândiți-vă, ce minune a făcut Domnul și pâinile astea să hrănești tu la 5.000 de bărbați, spune în altă parte, plus femei, plus copii. Ce minune a știut Hristos Domnul să facă acolo? Foarte mare și la urmă se adune 12 coșuri și Iuda care tot comenta să care un, cor în, un, co, un coș în spinare, și cum zicea odată un frate, zice, acum mai, ma mai, mare minune, să iei cele 12 coșnițe și să le torni în trestuța copilului, să vezi dacă încap. Nu mai încap, cum să încapă? Plus ce au mâncat toți, toți. Și a fost minune pentru că Domnul a zis, eu sunt pâinea vieții. Și mi-a povestit sora Ergi din Bistrița, care încă mai trăiește, care are peste 90 de ani, undeva la 92-93. S-au botezat în timpul ei, când era ea tânără, s-au botezat câțiva oameni pe ascuns. Autoritățile au auzit că se logodesc niște tineri, dar se logodeau cu Hristos. Mai nu știau autoritățile exact ce se întâmplă și s-au botezat. Și spunea sora 100 de oameni: aveam o rudă de salam, aveam o franzelă și aveam un pachet de unt. Atât aveam. Și m-am dus la păstor și am zis, ce să fac ca aș da de mâncare? Au, soră, mă rog și Domnul mulțește. Du-te și rezolvă -s. Și o mers și o rezolvat problema. Și zice, frate, mi-a rămas și la familie pentru a doua zi mâncare. ăsta e Dumnezeu care și astăzi face în Mulțire Mulțirea pâinilor, uite aici. Uite Dumnezeu ce mari minuni face. Ba merge mai departe și îl găsim pe cel care umblă pe mare în capitolul 6 cu 16. Și aici vine cel care spune, eu sunt calea, adevărul și viața. El, a, a, pentru orice rătăcire, fraților și surori, pentru orice imposibilitate dacă vreți. Poate să ne facă să pășim pe ape, ne face cale pe ape. Eu sunt calea, a zis Domnul. Dar trebuie să mergem neapărat pe adevăr și pe viață. Că Dumnezeu nu ne ajută să mergem să furăm sau să facem lucruri rele fratele Pânzarul, la un moment dat, spunea că s-a rugat, a închis ochii și a început să umble pe apa sucevei. Și a mers dincolo și a ajuns la o biserică acolo. Pa, ce frate, dar cum de-ai venit așa repede? Cursa, autobuzul, vine, vine la cu tare. Ce auzi? Mi-a dat Domnul putere și am umblat pe apă. Frate, dragă, a zis toată biserica, hai cu noi la apă și mai umblă dată. Măi, oameni, stați liniștiți că asta e când îți dă Domnul, nu când vrei tu. Oamenii lui Dumnezeu nu se dau un spectacol. Dumnezeu face de multe ori minuni la întuneric. Așa a făcut și cu nașterea lui Hristos. A fost o minune în întuneric. N-au știut numai puțin despre ea. Și merge mai departe și îl vedem în capitolul 9 pe orbul din naștere. Este cea de-a șasea a lui Hristos și în dreptul acestui orb și pentru noi, Domnul vorbește cu un alt eu sunt. Eu sunt lumina lumii. El este cel care dăruiește lumină în orice problemă, în orice încurcătură. Și El este cel care și astăzi vine și face minuni și vindecă de orbire, fraților și surori. Este undeva în suciu de jos o soră bătrână, în județul Maramureș, sora Parasca, am fost la ea de multe ori, ne bucurăm de ea, un vas al Domnului. Ea când a fost mică, era o arbă, o arbă complet. Și mama ei, mergând în spatele unor surori care se întorceau de la stăruință, a auzit că Dumnezeu poate face minuni. Și s-a dus la pocăiți cu fetița de mână și a zis, dacă o vindecă Dumnezeu, eu mă pocăiesc și în urma rugăciunilor, oameni simpli, oameni care nu aveau daruri deosebite, fetița spunea și ne spunea nouă, acum mai soră în vârstă, are 70 de ani, dar spunea fetița mamei ei, mamă, de pe ochii mei simt că începe să se miște ceva și să cadă ca niște solzi. Și la clipeală Domnul a vindecat-o. Dumnezeu este Cel care face minuni și astăzi. Eu sunt lumina lumii, a zis Hristos. Și apoi, cea mai mare minune în vierea lui Lazar, eu sunt în vierea și viața, trebuie să rostească Domnul al șaptelea de eu sunt aici. Și uite că Dumnezeu face, fraților și surori, mari minuni. Mi-a povestit un frate care e păstor și îl cred, uh, tatălui a avut o soție care a murit și l-a lăsat cu câțiva copilași, s-a recăsătorit, călăuzit de Domnul, și cea de-a doua soție, care era și mama acestui frate, era pe moarte. În momentele acelea s-a dus tatăl, soțul acestei femei, la prezbiterul bisericii și-a zis, te rog, vino și roagăte că soția mea pleacă. A venit fratele împreună cu soția lui, care era vasul Domnului, au intrat în locul acela, deja femeia era rece și nu mai sufla. Asta mi-a -o zis-o, păstorul, vă pot da adresă, număr de telefon să-l întrebați. Ce mama nu mai sufla și era rece. Și am zis, totuși, hai să ne rugăm pentru ea. La rugăciune, Duhul Sfânt a vorbit și a zis așa, pentru ce vă tulburați? Eu sunt cel care iau viața și eu sunt cel care dau viața. În momentele acelea a venit un duh de credință peste prezbiter și a strigat așa, Duhule, vino ca în Valea Oaselor din cele patru vânturi și intră în femeia asta. zice, am văzut la clipeală cum mama s-a scuturat, a sărit din pat și a zis, Domnul m-a vindecat și m-a înviat. ăsta e Dumnezeul care spune, eu sunt în vierea și viața. Fraților și surori, mă limitez la gândurile astea am vrut doar așa puțin, puțin, puțin din ce a lucrat Dumnezeu. Să ne-l arătăm, să-l vedem, să ne reveleze Hristos, Biblia, pe Fiul lui Dumnezeu ca Cel care poate să vină să ne rezolve problemele. Ca Cel care se proslăvește prin minuni. Dar dacă nu se proslăvește prin minuni, asta e problema lui. Noi nu ne lăsăm de credință, noi credem în el chiar și când nu-l înțelegem. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin!